Ce faci? Bine, tu? Ești supărat așa. El zice că nu are inima disponibilă și după două zile o are. Ai, frate, ce teatru e ăsta? Ai ridicat un pic tonul și poate ți s-a făcut sete. Te rog frumos, du-te pe la frigider. Du-te tu mai acolo, că ne deranjezi. Păi, dar tu vezi că ești pe cadru cu fata asta și vorbești și cu ăsta. Păi, dacă nu taci din gură, normal că vorbește cu tine. Ea e în stare să facă lucrurile astea zilnic și nu mă surprinde. Prefer să mă concentrez pe altceva și nu pe certuri de-astea. Și pe măscărel de-astea. N-auzi nimic, iartă-mă. Dar nu mă interesează. Putem să vorbim așa toată cu conexiunea. Mie îmi place foarte mult cum îi răspunde Chris Rebecca. Mi se pare că dă dovadă de mai multă maturitate. Mi se pare foarte feminină în răspunsuri, spre deosebire de Rebecca. Always need a friend you can talk to when I try to reach for the glass. Believe in the gift. Nu-i ok, nu-i ok. Cel mai bine trebuie să evite, fără amenințări, e foarte urât, fără jigniri, fără nimic, gata. Tu știi adevărul și nu contează să-l știe nimeni altcineva. Da. Înțelegi? Tot ce trebuie să faci este să-ți vezi de treaba ta. Eu zic să-ți vezi de Chris. Sincer, că e o fată... Mi se pare că și ea e pusă oarecum din cauza lucrurilor ăstora. Și din cauza mea?